2, mai vorbim despre ce au făcut cele două echipe în prima parte a sezonului. A început partida, Unirea Constanța are primul atac, trebuie să se mai liniștească puțin. O contră a echipei vizitatoare cu Robert Tudor, în care un șut al lui Robert Tudor, probleme la recepția balonului Daniel Oncescu, prima acțiune în forță a echipei lui Dacian Năstai, acolo de Alin Șervan, sau cel puțin i-a luat fața, a început mișcările în care o vine lovitura, bătută cu efectul lui Vala, 6 metri și deschidere de scor, capitanul Răzvan Patriche scrie la începutul minutului 6, 1-0 pentru Dinamo. Ce spuneam mai devreme, nu se întâmplă treaba cu apărarea, lipsa de omogenitate, de pregătire centralizată, deja spune cuvântul Dinamo, deschide scorul foarte repede, evident că apărătorii nu au știut ce să facă, în timp ce la Dinamo lucrurile stau exact invers. Foarte bună centrarea pe linia suprafeței de poartă acolo, pe 5 metri și jumătate, cum e la regulament, și reluare superbă a lui Răzvan Patriche, capitanul Dinamo, că nu are cum. Centrare și 2-0, Dani Iglesias. N-au trecut nici măcar 10 minute și Dinamo își dublează avantajul. În sfârșit zâmbește Ovidiu Gurcă, fost jucător al lui Dinamo în prima parte a anilor 2000. Prea liber acolo, între fundașul lateral stânga și fundașul central stânga. Se confirmă încă o dată ce spuneam, că nu știu ce să facă în teren băieții de la Unirea Constanța. Nu există omogenitate și riscă să piardă la scor această partidă. Vali Borcea recuperează, pierde doi jucători, pătrunde, un pic de haos acolo în fază, ia să vedem. Ei, e penalti! Arbitrul dă penalti. Aici nimic, aici e discuția. Cred că totuși a pus piciorul în spate. Ia să vedem pe reluarea asta. Pare că se duce în el Vlad Mitrea cu... și îl lovește. Are și el două, Borcea două, bate până la urmă banii. Apără senzațional Sebi Moroz. Bravo, Sebi! Se repetă! Haideți, domn arbitru! De ce? Ia să vedem ce s-a întâmplat. A intrat în care o a intrat aici cinciarul Cristi Ivan. Hai să vedem. Oho! Gol cu noroc pentru Dinamo, 3-0. Da, extrem de nervos Sebi Moroz. E ciudă, evident, că nu a rămas prima execuție pe care a blocat-o și la a doua a fost foarte aproape să intervine. Mingea a trecut pe sub și iată gestul lui Andrei Bani, care a dat cu sete la firul ierbii. Trei înfrângeri. Mingea aruncată peste apărare, șansă de gol din nou pentru Dinamo. Offside însă, a apărut acolo Iulian Roșu în spatele apărării constanțene. Foarte bună această minge venită din spate, din linia a doua. Iulica Roșu a dat și el două goluri și a dat și două în cupă. Ia să vedem pe această reloare. Domnul arbitru asistent. No. Păi nu l-ați văzut pe Vlad Mitrea aici în plan îndepărtat. Alin Șerban, bună mingea lui Bani. Și 4-0 Dinamo în minutul 43. Cedează în finalul reprizei Unirea Constanța. Finalul de repriză este precum începutul. Două goluri marcate de Dinamo Bist și partida e gata. Bine au desfăcut jocul acolo Alin Șerban. Agață Banii aici balonul, întoarce și vine Vali Borcea, normal, cred că e golul lui.
Nu, este Lamine Ghezali. Lamine Ghezali este. Să-l vedem pe Iunica Roșu. Dă direct la poartă. Aproape de vincul. N-a fost rea ideea. Rămânem cu 4-0. Gabriel Moura pentru Dani Iglesias. A plecat Iulică Roșu. Mingea se duce în altă parte. Țură Roșu! Senzațional golul lui Iulică Roșu! Champion League. Numai că mai e mult până acolo. Frumoasă faza. Ăsta este golul meciului. 5-0. Bravo, Iulică. Bravo, bravo. Pentru acest suporter senzațional, golul acesta vine la marele fix. Și unul dintre cele mai frumoase goluri ale etapei. Chiar Țâră aici plângește pe spate pentru Roșu, care de la 10 metri de tare, în zonă centrală, moroz, nu face altceva decât să scoată mingea din plasă pentru a 5-a oară. Câteva deviere acolo și apoi o folia seca senzațională lui Iulian Roșu. Le scrie încă o dată pentru Dinamo și stabilește scorul etapei. Ah, a revenit un refren din prima repriză. Cel care a fost Cătălin Hăldan Încu, capitan. Centrarul lui Șerban. Pe lângă Iulian Roșu. Foame de gol pentru Iulian Roșu. Încă o acțiune superbă construită de Dinamo. Celălalt puști, Rimia, mai departe. Viguroș amândoi la primele contacte cu balonul. Moura centrează, Țâră! Scoate Sebi Moroz! Iarăși o fază splendidă creată de Dinamo pe faza de atac. Bine de tot Cătălin Țâră, de când a intrat pe post de pivot, se potrivește de minune, reluare senzațională. Șutul lui Roșu, gol! Na, și este Vali Borcea. Bravo, Vali, a încercat de câteva ori și ți-a intrat de această dată, 6-0. Tu ai dat gol, da, tu ai dat gol. Îl fericită Neluz Roșu, Ciro Imobile de la Dinamo, ziceam. N-ai avut ce să faci, Sebi. A dat prea bine Vali Borcea. Atenție la faza aici, Borcea își face mingea spre exterior, dă frumos cu interiorul. Nu cred că a alunecat Moroz, dar cel puțin nu cred că a văzut de fapt mingea. Ce direcție, aolo, ce bine a dat în ea, ce bine a dat în ea. Acesta și golul lui Iulian Roșu sunt cele mai frumoase din partidă, ultimele două. Foarte bună execuția lui Vali Borcea, al treilea gol și pentru el în această ediție. Să un marcator, fault, un atac la Tibi acolo, galben și roșu. Ba, am zis bine la un moment dat că pe Potece a luat galben.